Și-a impresionat prietenii, dar s-a ales cu un dosar penal. Ieri un bărbat de 31 de ani din Republica Moldova s-a prezentat în punctul de trecere al frontierei de la Rădăuți Prut pentru a intra în țară ca pasager într-un autoturism. În baza profilului de risc s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra persoanei, ocazie cu care în borseta bărbatului a fost găsită o carte de identitate cu semnele autorităților române emisă pe numele acestuia și având aplicată propria fotografie. Oamenii legii au efectuat verificări specifice și și au stabilit că documentul în cauză nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals. Bărbatul a declarat că documentul descoperit la controlul de frontieră a fost procurat prin intermediul unei rețele de socializare plătind suma de 20 de euro pentru a-și impresiona prietenii prezenți la petrecerea organizată cu prilejul zilei sale de naștere. Poliții și de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale.